Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu în această zi de joi, 23 noiembrie, anul Domnului 2017. Suntem la Radio Dobrogea, la Neptun TV, suntem și live pe Facebook, pentru cei care doresc să interacționeze cu noi. Găsesc emisiunea și pe pagina proprie de Facebook. O să începem ediția de astăzi a emisiunii cu o discuție, zic eu, oarecum interesantă și relevantă pentru poziția preotului în societate. Este vorba de secretul spovedaniei. Un preot este acuzat de faptul că a păstrat tăcerea asupra dorinței unui enoriaș de a se sinucide. Preotul este trimis în judecată, este vorba de un preot belgian, pe numele său Alexander Stroband, dânsul este părintele, și a fost trimis în judecată pentru că a păstrat secretul spovedaniei, și anume un enoriaș a venit la dânsul de mai multe ori, înțeleg că a fost, mă rog, nu se știe de câte ori, pentru că acuzația vine din partea soției celui ce s-a sinucis. Fapta s-a întâmplat în 2015 și soția l-acuză că preotul ar fi aflat de la soțul dumneaei că ar fi vrut să se sinucidă și că preotul n-a făcut nimic ca să-l împiedice să se sinucidă. Văduva a depus plângere și când a luat legătura cu părintele, părintele a invocat secretul confesiunii și i-a spus totuși că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a îl convinge pe soț să nu se sinucidă. Și acum doamna vrea să meargă în tribunal cu părintele, să fie judecat și dacă va fi găsit vinovat, pedepsit, pentru că n-a făcut nimic să împiedice sinuciderea soțului. Discuția mi se pare foarte interesantă, pentru că pare că accentul pare pe secretul spovedaniei, dar de fapt, după mine, discuția este pe liberul arbitru. Eu sunt convins că preotul, de care se și spune în regiune că era un preot căutat de foarte mulți, era un ascultător atent al suferințelor celorlalți, era preot la un azil, deci înțelegea suferința. Eu sunt convins că preotul a încercat să-l lămurească pe respectivul soț să nu se sinucidă. Orice preot responsabil ar face treaba asta. Dar, așa cum știm bine, oricât ai încercat să împiedici pe cineva să facă o faptă pe care tu o consideri că nu e în regulă, liberul arbitru decide. Până la urmă, decizia de a-și pune capăt zilor n-a fost a preotului, ci a, din păcate, a respectivului soț al doamnei. Pe de altă parte, când invocăm secretul spovedaniei, care sigur este recunoscut de lege, trebuie să vedem două laturi ale acestei povești. Și anume, una că, sigur, nu poți să trădezi secretele cuiva pe care ți le-a încredințat doar pentru că ești în postura de a fi o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și, pe de altă parte, noi știm bine că preotul la scaunul spovedaniei are toată, să spunem așa, îndrituirea, are toată chemarea sau are menirea de a-l îndrepta pe cel ce vine la scaunul spovedanii și de a recurge la toate mijloacele, să le spunem, legale și morale, prin care să încerce să-l determine pe respectivul să se îndrepte, pentru că aici este probabil ceea ce nouă astăzi ne scapă de multe ori. Noi nu putem să îndreptăm cu forța pe cineva. Noi putem doar să oferim o motivație, o cale, o sugestie cuiva de a se îndrepta. El este cel care face această treabă.
Bun. Acum fiind vorba de tribunal, mă întreb ce ar putea să fie în neregulă la părintele. Cu ce ar putea fi dovedit ca încălcând legea. Ce putea să facă? Putea să meargă să înștiințeze soția, da? Putea să meargă să înștiințeze autoritățile. Există și am mai avut astfel de discuții în spațiul nostru ortodox, că dacă cineva vine și, de exemplu, ți mărturisește că vrea să comită un rău asupra altcuiva sau chiar asupra lui, asupra propriei persoane, ai toată dezlegarea, să spun așa, oarecum să încalci, că e un punct de vedere moral aici, să încalci secretul spovedanii, să te duci să spui, uite, omul acesta, atenție, vrea să facă rău, trebuie să încercăm să îl oprim, să îl determinăm să nu mai facă acel rău. Întrebarea cheie în această situație a părintelui este, era legal și moral ca părintele să înștiințeze soția, comunitatea, nu știu, alte organizații, alte autorități despre intenția acestui enoriaș de a se sinucide? Din punctul meu de vedere, nu cunosc legea acolo unde s-a întâmplat. S-a întâmplat în Belgia. Nu știu în Belgia cât de păzit de lege este secretul spovedaniei, dar eu cred că nicăieri în lumea asta a încercat să-l îndrepti pe un om, nu poate fi socotit această intenție o încălcare a legii. Deci eu, unul, dacă e să... Că nu pot să o iei așa ce ar trebui să facă. Eu mă pun în situația preotului respectiv. Dacă aș fi fost eu și ar fi venit cineva și mi-ar fi povestit că vrea să se sinucidă, ce aș face? Mai întâi, sigur că aș încerca să discut cu omul respectiv, să-l lămuresc că sinuciderea nu este o opțiune. Pentru că mai întâi și mai de toate trebuie acționat asupra omului. Dacă aș spune altcuiva, e o discuție și aici e toată, să zicem așa, partea interesantă a discuției. Pentru că ai două laturi fundamentale ale tipului de reacție când vine vorba de sinucidere. Dacă spui altcuiva că o persoană intenționează să se sinucidă, cel în cauză, cel părât, ca să spun așa, poate reacționa în două feluri. Fie se simte umilit, trădat, încolțit, supus unei presiuni publice a celorlalți, a familiei, a soției, a cunoscuților și așa mai departe. Și atunci se va răzbuna sigur punându-și capăt zilelor. Fie, dacă este într-o situație morală mai fericită, dacă încă nu este destul de bine hotărât să se sinucidă, poate exista și șansa ca nu preotul, ci soția, comunitatea, cei din jur, să reușească să-i explice, să-l înduplece, să nu se sinucidă. Dar aici intervine o altă problemă, și anume cât de pricepuți sunt cei în cauză să-l determine să nu se sinucidă. Pentru că pot să îl lămurească, dar pot să și-l provoace mai tare. Vedeți? E o chestiune pe care nu poți încadra într-o lege. Nu poți încadra nici măcar la intenția de a face bine. Uneori intenția de a face bine nu-i tot una cu a face binele. Adică poți să ai intenție bună și să iasă rău. Știi? E foarte delicată situația, pentru că eu cred că în această situație, vorbind de tribunal, de judecată, cred că instanța, ne știi în legea din Belgia, dar cred că instanța n-are cum să se pronunțe asupra unei vinovății a preotului respectiv. Într-adevăr, el ar fi putut să anunțe soția, dar de unde știm cum ar fi reacționat soția? De unde știm cum ar fi reacționat soțul? Pentru că, vă spun, sunt două mari situații. Fie îl înrăiești mai tare, fie îl lămurești, dar n-ai de unde știi. Pentru că situația morală a cuiva, situația duhovnicească a cuiva, nu e cuantificabilă în niște legi, în niște principii care să devină aplicabile și celorlalți și la care să te raportezi, să spui, domnule, preotul a greșit că trebuia să facă așa și nu altfel. Nu, el a acționat funcție de cum a considerat
funcție de sensibilitatea celui pe care l-a spovedit. Sunt convins că preotul a avut toată intenția să îl determine pe respectivul să nu se sinucidă, dar a luat în calcul sensibilitățile lui. A considerat că este mai bine să nu spună celorlalți. Și probabil în fața legii s-a scuzat cu secretul spovedanei, probabil că în Belgia este prevăzut și el de lege pentru a scăpa de această problemă complicată cu tribunalul. Dar dincolo de latura judecătorească, asta e o chestiune de pastorație punctuală. Adică nu există niște șabloane, până și canoanele bisericești sunt doar îndrumare și se aplică de la caz la caz. Sunt situații când există pogorământ sau sunt situații când există acrivie, adică devii mai ferm cu spiritul și litera canonului sau devii mai relaxat, mai permisiv. Asta înseamnă pogorământ și acrivie înseamnă mai, mai dur, mai în spiritul legii și a literei, adică aplicând canonul, legea mai ferm. Deci e foarte greu în domeniul ăsta duhovnic, ce să stabilim. Mi s-a părut foarte interesant subiectul, pentru că eu nu văd cum anume justiția poate cuantifica o vină a preotului, care ar fi trebuit să spună. Păi de ce să spună? Dacă el a considerat că nu trebuie să spună, mă gândesc. Adică era funcție de situația omului. Poate a considerat că dacă va spune, acela se va speria și mai tare. Poate că era înspăimântat de viață, cine știe, e foarte greu să cuantifici treburile astea, niște legi, legile au și ele niște limite. Dar, în fine, cazul mi s-a părut foarte interesant pentru a-l discuta, pentru că, iată, a ajuns la tribunal, o zonă de altă competență decât cea duhovnicească și interferența asta între duhovnicesc și juridic, mie mi se pare o chestiune care e la un început de drum. Deși, repet, legile recunosc secretul spovedanii. Să venim pe meleagurile noastre, unde miroase a iarnă, miroase a decembrie, miroase a an nou, nu? Că omul înțelept își face vara sanie și iarna car și atunci se gândește și la anul ceva să vină. Au apărut calendarele bisericești, odată cu ele au apărut și calendarele bisericești piratate, ne avertizează preoții de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, intervievați de adevărul. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei atrage atenția că există pe piață, cum se spune, calendare care sunt piratate și care conțin greșeli. Preotul Ioan Șolea, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, spune că există calendare piratate care pot conține greșeli de redactare și de datare a sărbătorilor. Calendarul bisericesc fiind totuși să spunem așa, producție literară a bisericii care are o avizare de la Sfântul Sinod. Adică este trecut printr-un filtru de autoritate. Altfel, sigur, piața e liberă, pe om nu poți să-l oprești să cumpere de unde vrea. Problema este că foarte mulți din dorința de a face profit pun în vânzare, și nu e prima dată când se demonstrează acest lucru, pun în vânzare lucruri neclare, lucruri confuze, lucruri neconforme. Da? Deci, mare, mare atenție. Sigur, dorința asta de a oferi, de a vinde calendare apare cumva firesc. Din acest considerent că vine anul viitor și omul vrea să aibă și el un calendar. Dar, așa cum spune părintele Ioan Șulea, trebuie să fim foarte atenți, pentru că se și dau exemple. Au fost persoane care în trecut s-au orientat după astfel de calendare piratate și au fost nevoite să își anuleze niște evenimente, niște programări, pentru că nu era calendarul foarte clar sau foarte explicit. Fie nu spunea că este post,
și nu pot să programez, de exemplu, o nuntă în post, asta o știe toată lumea, de aceea există pe calendare niște învățăminte despre post și așa mai departe. Și mai există și chestiuni de la an la an care sunt verificate și stabilite de Sfântul Sinod, care aprobă calendarul la nivel de patriarhie. Și biserica de-aia este biserica care și ea domeniul ei de competență. Dar, mă rog, trăim în niște vremuri în care, să spunem așa, interdisciplinaritatea, e termenul ăsta, știi, care umblă, interdisciplinaritatea, începe să se manifeste și în piață. Adică găsești șosete la aprozar, găsești cremă de pantofi la alimentară și găsești biciclete la magazinul de mobilă. Poți, știi, adică există niște intersectări de-astea. Cineva îmi spune, spuneți ceva despre preotul care s-a sinucis. Care preot s-a sinucis? Cel de la noi. Păi am abordat subiectul într-o emisiune trecută, da? Că a fost găsit spânzurat un preot și asta este, regretăm. Preotul n-ar trebui să ascundă o problemă de sănătate, până la urmă ne spune Alina Boghiceanu, a avut intenție bună, dar oricum ar fi trist. Nu știu dacă a dori să te sinucizi o problemă de sănătate. Pe de altă parte, să nu uităm că omul vine la preot cu gândul că se confesează și rămâne secret. Almintea nu i-ar încredința acel gând. Adică, de asta spun, discuția e foarte interesantă. Care este limita de aplicabilitate a dorinței de ajutor? Știi, preotul omul vine la preot cu un gând, cu o anumită așteptare. Poate că aștepta preotul să-i furnizeze o motivație. De ce i-ar fi spus, până la urmă, preotului că vrea să-i sinucidă? Poate că în adâncul lui ar fi vrut să se salveze, ar fi știut că e un păcat. E foarte complicat să citești în sufletul cuiva. Da, există situații și v-am spus, eu repet aici, dacă vine unul și îmi spune, părinte, eu sunt ultra-ortodox și mă duc și pun bombă în Gara de Nord pentru aia care... Aia, nu, stai frate, că nu poți să faci asta, încerc să-l îndrept, văd dacă nu anunț autoritățile, vedeți că avem unul care vrea să pună o bombă. Adică sunt și situații când poți să dezvălui. Dar aici era discuția interesantă. Nu poți să șablonizezi într-o lege ce să spună preotul și ce să nu spună din secretul spovedanii. N-ai cum. N-ai cum. E de la caz la caz, de la om la om, de la situație la situație. Mulțumesc pentru mesaje, mai aștept mesaje pe pagina de Facebook. Mergem mai departe în emisiune, pentru că avem un interviu interesant cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Moscovei. Biserica Ortodoxă Rusă răspunde unor întrebări delicate pe Lumea Credinței, revista Lumea Credinței, care este și online. Este un interviu cu părintele Alexander Volkov, șeful serviciului de presă al Patriarhului Kiril, sanctitatea sa, Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii. Un interviu realizat pentru Lumea Credinței de Silviu Andrei Vlădăreanu și tradus din limba rusă. Sunt câteva afirmații care mi-au atras atenția. Prima dintre ele este aceea că scopul vizitei, s-a tot speculat care ar fi fost scopul vizitei Patriarhului Kiril. Singurul scop al vizitei Patriarhului Kiril a fost acela de a crea o atmosferă pozitivă între cele două biserici, spune cum ar veni purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Ruse, pentru că părintele Kiril, patriarh, este o persoană extrem de onestă și deschisă, spune purtătorul de cuvânt. Agenda patriarhului este întotdeauna foarte transparentă și n-ar exista niciun fel de teme ascunse. Deci avem cel puțin o explicație la nivel oficial despre motivația venirii în România a patriarhului. A fost o invitație adresată de către Patriarhia Română către mai mulți întâi stătători de biserici, nu a fost vizat doar patriarhul. Pe mine asta m-a uimit la presa din România, că toată lumea a vorbit numai de patriarhul Kiril, că va invita Kiril, dar nu era doar Kiril. Nu scoateți
povestea din context, ca să zic așa. Au fost invitați mai mulți într-un context special, împlinirea a 10 ani de patriarhat ai preafericitului Daniel și era vorba de patriarhii din fostele țări comuniste. Noi astăzi suntem în anul dedicat mărturisitorilor din ortodoxie din temnițele comuniste. Deci exista o motivație foarte clară. Unii s-au comportat ca și cum ar fi venit Kiril în misiune politică, frate, trimis de însuși Putin în România. Adică, știi, e greu să te îmbolnăvești așa de a fi analist și a analiza tot timpul problema numai dintr-un anumit punct de vedere. Rămâi blocat acolo, adică nu mai ești în stare să vezi pădurea de copaci, cum ar veni, știi? Bun, hai la altă afirmație a patriarhului. De fapt, nu a patriarhului, a purtătorului de cuvânt al patriarhiei, întrebat despre valorile comune ortodoxe și relația cu așa zise valori în contradicție cu învățătura creștină, purtătorul de cuvânt al patriarhiei ruse spune că este o mare provocare pentru biserica ortodoxă în general sistemul acesta de promovare foarte activ și agresiv din Europa modernă a unor pseudo-valori umaniste. Vedem cum Biserica Ortodoxă Română din interiorul Europei propovăduiește acel creștinism curat și ortodox. Același lucru face și Biserica Ortodoxă Rusă, zice purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Cumva leagă ortodoxia ca fiind una în interiorul Europei, intro-europeană, să zic așa, și alta extra-europeană, cumva Europa a fost izolată de Rusia ca un spațiu al moralei. Ceea ce n-ar fi foarte greșit. Eu înțeleg că uneori Europa se supără pe Rusia din punctul ăsta de vedere, o acuză de propagandă, dar Europa asta a devenit și un spațiu ideologic. Vrem, nu vrem, asta este. Adică nu putem să ne ascundem acest lucru. Și zice că și Biserica Rusă îl propovedește deschis și glas tare pe Hristos și valorile Evangheliei. Vedem astăzi că mulți oameni vor să scoată Sfânta Evanghelie din viața comunității, să schimbe poruncile cu niște concepte foarte strani în ceea ce privește ce este bine și ce este rău. Bun, până aici interviul pare unul de măgulire a conștiinței ortodoxe, ceea ce n-ar fi rău că până la urmă Biserica Ortodoxă e rusă, e biserică ortodoxă. Mergem mai departe în interviu și vorbim despre polemicile, să le spunem. Unii au zis tensiunile dintre bisericile rusă și românească. Se vorbește despre anumite dificultăți care ar exista între Biserica Ortodoxă Greacă și Biserica Ortodoxă Rusă. E bine, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Ruse spune că cel mai rău este că înăuntru familiei ortodoxe se creează anumite bariere ce despar familia ortodoxă și care uneori sunt legate de unele aspecte politice. Trebuie să înțelegem că nu suntem atât de mulți și trebuie să depășim cu orice preț aceste controverse interne prin dragoste și înțelegere reciprocă. Deci nu putem lăsa să existe între noi bariere interne. Și așa lumea este dezbinată și dacă ortodoxii vor fi despărțiți, acest lucru, bineînțeles, nu va duce la nimic bun. De aceea, în ceea ce privește întrebarea legată de diasporă, că la asta se referea, este una foarte complicată din cauza realităților istorice. Dar sunt convins că dacă noi ortodoxii vom aplica regula de a ne iubi unul pe altul, aceste situații foarte complicate și diferite, care s-au format sub influența unor factori diferiți în diverse regiuni ale lumii, vor putea fi rezolvate. Și vorbind de Biserica Ortodoxă Rusă și Română, spune purtătorul de cuvânt că există un dialog între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română și crede cu convingere că la un moment dat vom ajunge la înțelegere reciprocă în viitorul apropiat. Faptul că Patriarhul Kiril a venit în România spune mult și transmite un mesaj foarte important în privința acestei teme. Suntem deschiși pentru dialog. Mă rog! Cu marile puteri, dialogul are un anume aspect. Vorbește bine, din punctul meu de vedere, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, dar
lasă de înțeles că există niște dorințe și ale rușilor și este și o deschidere spre dialog, dar în fine, cel mai mult mi-a plăcut că s-a referit la întrunirea din Creta și a zis că faptul că întrunirea din Creta n-a fost un sinod panortodox este trist. Însă noi privim cu optimism în viitor, în speranța că între biserici va fi o bună înțelegere care vă duce la convocarea unei întruniri panortodoxe. E, aici mi-a plăcut. Aici interviul se termină sau cel puțin atinge o zonă de perplexitate. Păi, frate, părinte purtător de cuvânt, de ce n-a venit biserica rusă la sinodul din Creta? De ce n-au venit? Adică, nu poți să vii să spui, asta mi s-a părut oarecum așa, de neînțeles, vii și spui, vai, este o tristețe că n-au participat niște biserici la sinodul din Creta și că n-a fost panortodox. Dar nici voi n-ați participat. Nu ne-ați lămurit clar asupra motivației. Adică întrebarea era pusă să ne lămurim de ce biserica rusă n-a venit. Tu vii și spui, e un lucru trist că n-am fost la sinod. Păi, e trist, dar de ce e trist? De ce ne-ați făcut să fim triști? Aici sunt niște zone în care uneori purtătorii de cuvânt ar fi bine ori să tacă, știi, e mai bine să nu dai răspuns unor întrebări când știi că nu e răspunsul cel mai potrivit sau nu-l ai, că nu-l ai, decât să spui de-astea. Știi, nu e bine să spui așa chestiuni care lasă lumea perplexă. E trist că n-a fost sinodul din Creta 1 panortodox. Păi de ce n-a fost? Că n-ați venit voi și încă câțiva. Dar de ce n-ați venit? Dacă tot spuneți că sunteți deschiși spre dialog, nu faceți decât lăsați o întrebare și mai mare, un semn mare de întrebare. Ce fel de deschidere spre dialog e ăsta când chemat fiind tu nu vii la dialog? Sau vreți să ne faceți să credem că dialogul n-are loc decât în condițiile voastre? Deci dialogăm, dar dialogăm în condițiile noastre. Știi, asta, aici filmul s-a rupt. Bă, a fost frumos interviu până în punctul ăsta, a fost interesant, a fost interviu chiar diplomatic, dar în momentul în care vii și spui, păi e trist că sinodul din Creta n-a fost... Păi de ce n-ați venit? Asta e întrebarea, de ce n-ați venit? Spuneți-ne și nouă, ce ați avut? Care a fost motivul real pentru care voi, rușii, n-ați venit acolo? A, că sunt niște tensiuni între alte patriarhii. S-a dat exemplu Antiohia și Ierusalim, parcă, da? Și așa mai departe. Adică, dacă tot avem deschidere spre dialogul care rezolvă problemele, hai să dialogăm. Hm? Aici n-am mai înțeles decât un mare semn de întrebare. Pentru cei care se tot întreabă, eu am mai spus în emisiunea asta, da, există oameni care e bine să fie, sau cărora e bine să le dai motivații mai clare. Există o explicație foarte clară pentru care referendumul pentru familie în Constituție este tot amânat de politicieni. Am văzut că și lorile de poziție ale Coaliției pentru Familie au spus că de ce politicienii amână, de ce s-a blocat proiectul, de ce nu se merge mai departe, s-a lăsat așa un fel de liniște peste acest proiect inexplicabilă. Ne-am luat cu salarii, cu proteste, cu ce-o fi fost, nimeni nu mai vorbește de proiectul ăsta. De ce? Păi explicația vine tocmai din în alta curte a Uniunii Europene. De acolo vine explicația. Ieri au început dezbaterile, ieri? Nu, marți. Marți au început dezbaterile privind cazul unui cetățean român care încearcă să obțină rezidență pentru soțul său american. Este vorba de recunoașterea căsătoriei gay încheiate într-un alt stat, recunoaștere într-un stat care nu recunoaște căsătoriile homosexuale. Înțelegeți? E o chestiune de intrare pe ușa din spate. Adică România la ora actuală nu recunoaște dreptul la căsătorii gay, homosexuale, dar cei care sunt căsătoriți în alte state au dreptul să fie recunoscuți aici sau nu? E o încălcare a drepturilor omului sau nu? Problema este pusă foarte bine din punct de vedere juridic,
pentru că funcție de răspunsul Curții Europene va trebui să ne calibrăm legislația internă. Dacă în alta curte va da câștig de cauză celor doi gay și va spune că România și celelalte 5 state ale Uniunii Europene vor trebui să le acorde drept de muncă și rezidență cuplurilor de același sex care se căsătoresc în străinătate, atunci legislația română trebuie să ia o anumită turnură, știi? Și de asta proiectul este blocat, ca să mă întorc la întrebarea primară. De asta proiectul este blocat. Pentru că funcție de verdictul Curții Europene, care probabil va veni în primăvară, se anticipează așa, în martie, de-abia atunci putem să discutăm dacă putem merge mai departe cu dorința de a avea căsătorii doar între persoane heterosexuale. Pentru că dacă ne va obliga Curtea Europeană să dăm drepturi acestor oameni care au aceste drepturi în alte state, problema e dacă ai dreptul și în acest stat. E foarte interesantă discuția pentru că ești membru al Uniunii Europene. Nu e tot una ca și când te-ai duce în Burkina Faso sau, nu știu, în Tanzania. Și unde acolo zice, domnule, nu știu, trebuie să respecti legea noastră, că tu ai venit la noi. Nu, nu te stai la tine acasă. Aici e puțin complicat pentru că suntem membri ai Uniunii Europene. Nu mai merge cu legea mea e legea mea și legea ta e legea ta. Păi da, dar ne-am făcut partener la niște tratate. E foarte... aduceți-vă aminte că acest caz a apărut chiar când au sosit semnăturile la Parlament. Ăsta este bățul în roate, în roatele proiectului constituțional, băgat de seculariști, de cei care susțin căsătorile homosexuale, au introdus inteligent, din punct de vedere juridic mă refer, acest băț în roate, pentru că, uite, au blocat o inițiativă. Stai să vedem ce spune Europa. Stai așa. Da, știi? Adică, domnule, bun, la voi nu sunt căsătorii, dar eu care sunt legal recunoscut în alt stat, pot și la voi să fiu recunoscut sau nu? Și acum trebuie să se pronunțe Curtea Europeană. E foarte greu de anticipat răspunsul, pentru că de foarte multe ori chiar Europa a spus că ea nu poate obliga statele membre să adopte o anumită legislație în acest sens. Fiecare este liber să facă așa cum crede, a spus Europa. Dar uite că, mă rog, progresiștii au găsit o chestiune așa, o găselniță, să spun, juridică, și anume, bine, bine, fiecare face ce vrea, dar eu, care am niște rânduieli juridice într-un stat, pot să le am recunoscute și în alt stat? Că dacă, știți care e ideea de bază, cheia acestei probleme? Dacă statul român recunoaște unor cetățeni dreptul de a fi recunoscuți ca fiind căsătoriți homosexual, nu mai poate să vină să spună, da, voi românii nu. Pentru că nu poți să aplici legea discriminatoriu unor oameni da și unor oameni nu. Asta e toată șmecherea. Că s-ar zice, bine, domnule, e la ei. Păi e la ei, dar ei vor să vină la noi. Și statul român trebuie să se raporteze la ei ca la niște cetățeni. Și dacă lor le recunoaște, ca așa zice Curtea Europeană, nu mai poate să vină să spună statul român celorlalți români, da, da, voi da, aveți dreptul ăsta. Păi unora le-a recunoscut dreptul ăsta. Nu, de ce nu-l recunoști? Va începe discuția. Deci e foarte... Eu am mai zis în această emisiune, de mai mult timp v-am zis că proiectul s-a blocat din această cauză. Există jalba asta, a plângerea asta făcută de cei doi către Curtea Europeană, în alta Curte Europeană, și este în contra statului român. Adică nu e chiar așa simplu. Bun, ce va fi, vom vedea. Să mergem mai departe în emisiune. O să încheiem emisiunea de astăzi cu o lipsă de reacție. N-am văzut până acum, poate a apărut între timp, nu m-am uitat pe știri de când am început emisiunea, nu m-am uitat nici pe mesaje. Ia să vedem ce mai spun comentatorii noștri pe Facebook. Cineva ne spune, BORN are posibilitatea de a obține un fel de drept de autor asupra calendarilor, ținând cont că toate reproducerile conțin elemente copiate din cele originale. Ba da, există o lege care are monopol asupra obiectelor de cult, calendarul fiind socotit obiect de cult. Dar problema e că
Ceilalți nu respectă. Zice, nu domnule, e calendar decorativ. Ce poți să-i faci? Că zice că e decorativ, nu zice că e bisericesc. Ce poți să-i faci? Asta e problema. Altcineva ne întreabă dacă a fost sau nu Sinop pan-ortodox. Păi, nu știu, întrebați pe cei care au organizat. Rusia spune că n-a fost. Grecia spune că a fost. Eu v-am spus părerea mea. Părerea mea e că a fost un mare congres ortodox, binevenit, pentru că e bine să ne dăm seama că trebuie să ne unim forțele în fața asaltului ăsta ideologic. Da, despre titulatură n-ar o să mă pronunț eu, că nu eu am stabilit-o înainte. De ce nu convoacă rușii un nou sinop pan-ortodox dacă toți sunt așa dornici? Păi au și spus că ei vor să-l facă. Dar aici au zis grecii că mai vedem. Există, dacă ați urmărit atent, întrebarea plecat de la Biserica Ortodoxă Rusă și Greacă, care ar fi în tensiune, în conflict. Pe principiul supremației, Moscova se visează a treia Romă. Știi, a treia Romă sau al doilea Constantinopol, cum ar veni. Chestiune unde politica începe să devină apăsătoare, politica bisericească. Mă întorc, că tot de politică e vorba, mă întorc la românii din Ucraina, unde s-a întâmplat pur și simplu un lucru de neimaginat, semn că această țară mai are mult până să ajungă la statutul de europeană în sensul unor libertăți și drepturi, astea chiar firești. Naționaliștii ucrainieni au tăiat microfonul reprezentantului românilor la un forum al minorităților naționale. Da? Adică românul vorbea rusește acolo, avem și un film cu treaba asta, românul vorbea ceva acolo și au venit niște băieți în negru și au făcut semnul așa că ia mai tăiați din microfon. Uite, vezi, apar și fac așa din mână. Ia mai tăiați, ia mai, hai, lasă, gata, tăiați din gură, n-aveți voi ce vorbi. Se plimbă prin sală, capul ăla e pe acasă. Vin forțele de ordine, care, mă rog, întrerup microfonul românului și încep să parlamenteze cu ăștia, hai, hai, plecați, vă rog, nu știu ce, dar ăștia nu se lasă dați din sală. Și evenimentul s-a făcut praf. Adică ăsta, naționalistul mai cheamă niște ajutoare, așa, și uite, au intrat în sală și le-au stricat evenimentul. Adică n-au mai vorbit nici românul și nici altcineva. Ce să iei la bătaie, să-i dai afară? Ce să faci în astfel de situații? Că era și presa acolo, adică ce facem? Vezi? Foarte viclean pusă problema de naționaliști. Uite și poliția. Cei care au, mă rog, îmbrăcămintea asta galbenă, scrie poliția pe ele. Da, poliția. Uite, poliția. A venit și poliția. A venit poliția și a constatat că românul n-a fost lăsat să vorbească. Dar aia nu s-au lăsat dați afară din sală, uite, naționaliștii, au așa și niște figuri foarte sugestive și uite ce s-a întâmplat. Na, mai zici ceva. Ce să mai zici? Nu mai e ce să zici. Adică e semn că în Ucraina haosul încă umblă liber pe stradă. Oricine vrea să întrerupă o manifestație, o întrunire, o dezbatere, o masă rotundă, ceva, intră acolo și amenințător îți taie microfonul. Adică nu că îți taie microfonul în sensul că și a intrat în sala, a tulburat ordinea acolo și gata, nu s-a mai desfășurat evenimentul. N-a tăiat microfonul doar al românului, a spune eu. A tăiat tot evenimentul, că după aia n-au vrut să plece, ce facem cu ei? Uite, noi stăm aici. Au zis ei, cum adică stați aici? Toți stăm aici? Ia să vedem, ce ne faceți? Să vă dăm cu forța afară din sală, ar fi ieșit gălăgie, s-ar fi antrenat poate niște forțe diplomatice, foarte complicat, știi? Na, uite, rezolvă situația, dacă poți, în situații de genul ăsta. Da, cam asta a fost emisiunea. Vă mulțumesc mult pentru comentarii, vă mulțumesc mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, noi ne reauzim la emisiunea de presat presa săptămâna viitoare. Mâine trebuie să fiu în altă parte, nu pot susține această emisiune, vă rog să mă iertați, să-mi iertați lipsa și vă promit că săptămâna viitoare revin cu drag
în emisiunea de presat presa, dar până atunci, sigur, n-avem motive de întristare, pentru că viața e frumoasă și trebuie trăită cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Să aveți o zi binecuvântată, toate cele bune, Doamne ajută!